Bună ziua, dragii noștri! Iată-ne din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii Educația și dezvoltarea socio-emoțională a copiilor, o campanie online desfășurată pe site-ul editurii Herald, mai ales că peste puțin timp va începe școala. Un subiect, spun eu, extrem de generos și de ofertant, viața socioemoțională a copiilor noștri, foarte multe cărți din colecția Parentaj a editurii Herald, dar și din colecția Psihoterapia sau Psihopractica, cărți care au legătură cu dezbaterile noastre, cu tema, cu subiectul acestei campanii, le găsiți pe site-ul editurii Herald. Astăzi, recomandarea noastră de carte este Politica locului de joacă de Stanley Grisven și Jacqueline Salmon, o carte publicată în colecția Parentaj și, așa cum vă spuneam, face parte din campania Educația și dezvoltarea socioemoțională a copiilor. Alături de noi este astăzi, și mulțumim foarte mult, Ioana Marinescu, blogger la ioanamarinescusima.ro. Eu am urmărit activitatea Ioanei și îmi plac foarte mult articolele ei. Și aici mă refer... Mulțumesc! Și aici mă refer atât la articolele dedicate copiilor și, uite, subiectului nostru de astăzi, dar și cele dedicate familiei și relației de cuplu. Aș începe discuția noastră cu următorul aspect, cu următorul lucru. Știu că ești mămică. Da. Și în calitate de părinți ne interesează foarte mult acest debut de an școlar, pentru că vorbim despre un debut fără precedent. Am sentimentul, și nu este doar un sentiment, că foarte mulți părinți sunt un pic mai panicați sau un pic mai anxioși, un pic mai neliniștiți decât copiii. Bineînțeles că și ultimele luni copiii au resimțit foarte acut lipsa interacțiunii sociale, faptul că au fost nevoiți să-și desfășoare anumite ore online, faptul că au fost cumva nevoiți să stea în izolare și atunci interacțiunea cu colegii, cu prietenii a fost mult redusă. Am înțeles din alte intervenții ale invitaților noștri și din postura de părinte pe lângă cea de profesor sau de psiholog că copiii sunt foarte nerăbdători să se întâlnească cu, așa e, cu prietenii, confirm, cu colegii, și că își doresc ca această perioadă să treacă cât mai repede. Cât de importantă este interacțiunea socială în viața unui copil, în viața unui elev? Pentru că vorbim până la urmă de apartenența la un microgrup social, cum ar fi clasa de curs, unde elevul, copilul are colegi, dar are, bineînțeles, și prieteni. Da, este extrem de importantă, după părerea mea, pentru că, dincolo de aspectul educațional, eu zic că la școală se formează un copil prin interacțiunea cu ceilalți, atât cu cadrul didactic, până la urmă, cu autoritatea, da? Cât mai ales cu colegii. Așa își formează felul în care se raportează el ulterior la viață, până la urmă, la relații, la autoritate, după cum spuneam, și atunci mi se pare esențială, dincolo de actul educațional în sine, această interacțiune este poate mai importantă pentru copii. Și dacă stăm să întrebăm un copil și dacă ne uităm la tot ceea ce spun și psihologii și toți specialiștii din zona educațională, o să vedem că un copil, raportat la ceea ce e în capul lui, da, felul în care gândește el, un copil nu se duce la școală ca să învețe, ca să știe, ca să... Nu, un copil se duce la școală ca să-și formeze rapoartele de putere, practic, cu cei din jurul lui.
Și atunci este foarte important acest aspect. Sunt voci care, oricum, făcând așa o mică glumă, la nivel de minister al educației, al învățământului, nu știu câte lucruri sunt bine puse la punct și știute. Adică, domnule, asta facem. Din păcate nu știe stânga ce face dreapta. Dar mă gândesc că sunt voci care vorbesc despre varianta online, ca să nu expunem copiii unui pericol din punct de vedere, sau unui risc din punct de vedere sanitar, medical. Orice părinte își trimite copilul la școală cu dorința ca acesta să aibă siguranța sau să aibă zona aceasta de securitate. Nu, niciun caz nu-și dorește să se îmbolnăvească. Pe de altă parte, sunt voci care spun că școala adevărată rămâne până la urmă varianta offline. Exact cum spuneai și tu, pe lângă acumularea de cunoștințe din punct de vedere informațional, copiii își doresc și partea aceasta de interacțiune socială. Alții vorbesc și de varianta hibrid, s-au mai vehiculat varianta homeschooling, care este bună în măsura în care, da. În măsura în care e bună doar în măsura în care oricum, în momentul în care aud cuvântul homeschooling, deja mă duc în urmă cu vreo 300 de ani și îl văd pe Mozart sau pe Beethoven care făcea acasă cursuri, să le spunem așa, cu tot felul de profesori specializați în disciplinele, să zicem, mai ales pe zona de muzică și de artă, de cultură, filozofie, ce era atunci la modă. Dar chiar și în cazul acesta al homeschooling-ului, copilului lipsește interacțiunea cu copiii. Da, cred că ne-am dat cu toții seama acum, dacă mai erau oameni care cochetau, să spunem așa, cu ideea de homeschooling, ne-am dat seama că pentru majoritatea acest concept nu este neapărat potrivit. Vorbesc și de părinte, în primul rând, pentru că, din punctul meu de vedere, trebuie să ai o foarte mare disponibilitate și ca timp și ca energie și foarte multe resurse să poți să le aloci, să supervizezi că acest proces se întâmplă chiar așa cum trebuie. Și, repet, copilul este lipsit de acea interacțiune, este părerea mea strictă. Recunosc că m-am gândit și eu la un moment dat, doar așa, la nivel de concept, cum ar fi această idee de homeschooling și acum, în perioada stării de urgență, mi-a trecut complet de acest gând și, sincer, eu una de-abia aștept să înceapă școala. Se pare că, până la urmă, cel puțin în București, la nivel de municipiu București, s-a hotărât că va fi varianta hibrid jumate-jumate. Adică o săptămână cu o săptămână, două cu două, n-am înțeles exact, dar se pare că asta va fi varianta. Ce cred eu că ne-a arătat această pandemie cu izolarea aferentă a fost că trebuie să regândim un pic ideea asta de educație și că este foarte bine să integrăm resursele tehnologice care ne sunt extrem de accesibile în era în care trăim, să le integrăm în acest proces educațional și poate așa mai curățăm un pic de praf și nu mai avem o programă atât de stufoasă, poate că ăsta ar fi pasul al doilea, să spunem, după ce am fost forțați, pentru că e clar că nu s-ar fi întâmplat niciodată în mod natural acest proces de introducere atât de rapidă și de activă a tehnologiei în educație, dar uite că se poate. Deci dacă s-a putut asta, bine, cu hopurile de rigoare, evident, atunci poate ar trebui ca cei de acolo din minister de care vorbeai tu să se uite la următorul pas și să vadă dacă nu e un semn că ar trebui să ne mai modernizăm un pic. Eu asta mă gândesc și, pe de-o parte, e un lucru foarte bun ce s-a întâmplat. Adică mă uit și la fetița mea că a devenit extrem de abilă în a mânui calculatorul pentru că a avut nevoie
chiar dacă le este tehnologia la îndemână, ei nu o foloseau decât pentru jocuri, uitat pe YouTube și cam atât. E, acum și-au dat seama că o pot folosi în favoarea lor și că îi poate ajuta la școală, ceea ce mi se pare un plus al acestei situații, pe care, bineînțeles, nu ne-am dorit-o. Dar da, continui să consider că o variantă, măcar o variantă hibrid, adică tehnologia inclusă în procesul educațional, e ideal, dacă nu varianta total offline. Dacă nu se poate total offline, măcar jumate-jumate. Nu optez deloc pentru online sau pentru homeschooling. Pentru că pomeneai puțin mai devreme de tehnologie, vreau să spun că urmăresc frecvent Jurnalul Micilor Bucurii, corect? Îi spun bine? Da. Așa, Jurnalul Micilor și Bucurii. Și provocări. Și provocări, așa, Jurnalul Micilor Bucurii și provocări. Și mi se pare ca un, mă rog, compliment, are veleități de prezentator. Da, chiar are veleități de prezentator. Da, așa mulțumesc. Că o carieră artistică e... Cum vezi, să spunem, alternativa sau alternativele la învățământul tradițional clasic? Pentru că îi se tot impută învățământului românesc actual și, hai să zicem, de 30 de ani încoace, nu prea s-a schimbat mare lucru, faptul că vorbim despre o cantitate de informații, da? Temele sunt foarte stufoase, programa școlară se schimbă de la un an la altul, lucrurile, parcă ai senzația așa că sunt într-o degringoladă totală. Cu ce vine partea aceasta de educație, în contrapondere, bineînțeles, partea asta de educație non-formală sau informală? Ce cred eu că lipsește învățământului românesc la ora actuală este aplicabilitatea practică. Da. Mult prea multă teorie pe care copiii nu învață cum să o pună în practică. Și atunci eu asta o văd ca pe o măsură ce ar trebui luată de urgență. Cumva să mai... micșorăm din cantitatea aceea uriașă de informație, să o reducem la ceea ce folosește cu adevărat și să o punem în practică. Adică să-i arătăm, să fie construite orele de așa natură, încât pe lângă partea teoretică, în mod evident necesară, să se așeze și partea practică. Și am un exemplu foarte simpatic de la pe care l-am auzit când Ana era... Nu știu, era mai micuță, nu știu dacă intrase la școală, dar știu că m-a fascinat acest exemplu și ulterior am văzut și la școala unde mă învață ea acum că se practică astfel de proceduri până la urmă. Copiii învățaseră la matematică, cred că înmulțirea și împărțirea sau oricum ceva în zona asta. Era o școală privată. Și după ce au terminat o parte din lecțiile din planificare, învățătoarea i-a luat și i-a dus vis-a-vis unde era o piață și i-a pus, uite, poftim, am învățat asta, luați și aplicați ceea ce ați învățat. Și mie mi s-a părut fascinant, se poate face chestia asta și în clasă, nu trebuie neapărat să-i deplasez la piață. Dar dând și componenta asta de joc, care pe copii îi prinde imediat, practic, ce se spune, copiii învață prin joc și chestia asta nu se întâmplă doar la vârste mici. Sigur că e cu precădere la vârste mici, dar se întâmplă și mult mai târziu și jocurile pot fi adaptate în așa fel încât să îi atragă și să îi împrietenească și cu materiile care... sunt mai stufoase și mai, poate, pentru unii, de exemplu, fetița mea fiind foarte aplicată în zona asta de artă, de muzică, de actorie, pentru ea matematica e o enigmă. Și astfel de
de jocuri și astfel de, de aplicabilități practice ajută foarte mult copiii care nu au o gândire analitică prin excelență să își însușească respectivele noțiuni. Și atunci asta mi se pare mie că, că lipsește pusul în practică. Eu după fiecare oră aș face și, și o oră, adică aș împărți cumva acea programă în așa fel încât să, să li se arate copiilor și partea practică. Iarăși mai auzisem de o modalitate foarte drăguță. Un profesor, nu mai știu dacă era de la o școală privată sau de la o școală de stat, nu are relevanță, dar era profesor de istorie și a introdus el de la sine putere, pentru că nu era în program, a introdus istoria orașului respectiv și a făcut o lecție cu copiii plimbându-i în oraș și arătându-le: uite aici unde astăzi e mall-ul sau eu știu ce era, acum nu știu câte sute de ani s-a întâmplat asta. Din nou, acea lecție va rămâne în mintea copiilor, poate nu o să rețină anul, dar cu siguranță o să rețină că acolo unde e mall-ul acum, unde se duc ei în weekend și de unde își cumpără haine, a fost nu știu ce bătălie sau nu știu ce s-a întâmplat. Da. Vreau să te mai întreb legat de partea aceasta de educație și mai ales de viața socioemoțională a copiilor. E important să fim ca părinți empatici cu copiii? Și uite, mă gândesc la un lucru concret. Foarte mulți părinți aveau obiceiul când copilul venea, și chiar circulau niște glume pe tema asta, când copilul venea acasă, să fie întrebat ce-ai făcut azi la școală. Niciodată copilul nefiind întrebat cum te-ai simțit azi la școală, ci ce-ai făcut azi la școală. Iar acel ce-ai făcut azi la școală însemna te-ai ascultat, nu te-ai ascultat, ai luat vreo notă, cum a fost. Deci numai aspectul ăsta, hai să-i spunem, competitiv, dar mai puțin trăirile emoționale ale copilului. Da, eu consider că asta ar trebui să fie preocuparea principală, pentru că intrarea la școală, până la urmă, este o etapă extrem de importantă din viața copiilor și îi transformă, este o provocare emoțională uriașă pentru ei. Și atunci, dacă nu li se acordă acest suport emoțional în care să verificăm în permanență cum se simt, cum le este, cum resimt adaptarea față de cum era la grădiniță, pentru că este o schimbare foarte mare. Și chiar și atunci când cresc, eu întotdeauna fac un checklist așa cu fetița mea când vine de la școală. Prea puțin mă interesează ce, sigur mă interesează, dar după aia ce a făcut efectiv, pentru că sunt convinsă că lucrurile alea le face și se vor întâmpla. Eu tot timpul spun că nu există copil care să nu învețe să, care merge la școală, evident, care să nu învețe alfabetul, să nu învețe să numere, să socotească, să nu știe tabla mulțirii sau împărțirii și până la urmă mai există și calculator, adică serios. Deci mi se pare prea puțin important să te concentrezi pe aspectele astea și să le neglijezi pe cele emoționale care țin de, de relațiile pe care le are cu colegii, de ceea ce povesteam la început, rapoartele alea de putere, de felul în care l-a făcut să se simtă, nu știu, poate a avut o zi proastă, poate profesoara a avut o zi proastă și s-a descărcat la ore, și atunci mi se pare esențial acest checklist în care să vezi în primul și în primul rând cum s-a simțit copilul și abia după aia ce a făcut, pentru că oricum afli și din alte părți, adică cu siguranță afli și de la și de la învățătoare. Scrie profesoara pe WhatsApp imediat. Asta zic, adică nu mi se pare deloc, nu vreau să minimizez importanța învățării, dar mi se pare foarte important în primul și în primul rând, pentru că până la urmă, dacă copilul este bine din punct de vedere emoțional,
El va și privi procesul de învățare altfel, cu mai multă deschidere. Dacă tu pui presiune de asta academică, să spunem așa, asupra lui, presiunea rezultatelor, a competiției, o va face, poate, în cazul copiilor mai obedienți, că în cazul celor cu personalitate puternică nu o să o facă, dar să presupunem că o face și ajungi la rezultatul pe care îl vrei, dar prețul este destul de mare. Pentru că în momentul în care va scăpa din controlul tău, se va îndepărta de școală. Și cred că sunt multe exemple de copii, mai ales din generația noastră, de copii cu niște rezultate și niște performanțe extraordinare în anii de școală, care ca adulți nu au mai confirmat absolut deloc, s-au pierdut. Pentru că nu au avut acea bază emoțională. Metodele și, făcând referire la cartea prezentată, metodele și ideile lui Stanley Grispan rămân în continuare foarte actuale, după cum demonstrează excelenta carte Politica locului de joacă. Cum să înțelegi viața emoțională a copilului tău? Eu cred că subtitlul acestei cărți spune totul. Când copiii încep școala, în mod ideal, ei ar trebui să aibă deja câteva capacități absolut necesare pentru debutul vieții în societate, să-și poată controla impulsurile, să facă distinția dintre realitate și fantezie, să fie capabil să asculte și să se concentreze, să fie capabil să exprime nevoi, dorințe, neplăceri, să poată stabili relații agreabile cu ceilalți. În schimb, foarte mulți copii au un comportament, din păcate, agresiv, disfuncțional și par incapabili să se concentreze în clasă. Am vorbit astăzi pe marginea cărții Politica locului de joacă de Stanley Grispan și Jacqueline Salmon, o carte publicată în colecția Parentaj, care face parte din campania Educația și dezvoltarea socioemoțională a copiilor noștri, alături de Ioana Marinescu, blogger la ioanamarinescusima.ro. Îi mulțumim foarte mult pentru informații. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Nu uitați de campania de pe site-ul editurii Herald, Educația și dezvoltarea socioemoțională a copiilor. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!